bine și cu producțiile astea mai mici, că n-avem nu știu câte camere, câte ai tu la roata norocului. O, da, e, să știi că tu cu asta prinzi mai multe lucruri interesante decât am eu acolo la vreo 16 camere câte am în platou. Și ai, asta vreau să te întreb, de 16 camere? O, 14. Da, dar știi ce ai tu și n-am eu? O domnișoară foarte drăguță care se râdă tot timpul când spun eu ceva interesant. Gagica ta se uită la tine când ai interviurile astea, că te-am văzut prin mașină pe acolo când faci story. Da. Oh! Oh! Domnișoara face story, eu mai mult la repost. Da, da, tu ești acolo, prinț. Și dacă nu dai repost, știi că te părăsește. Ai trecut și tu până astea? Normal, toți am trecut. Dar e bine că pe vremea aia nu era social media. Asta 1 și 2, eu am noroc că de 11 ani de zile mi-am găsit femeia care să nu mă controleze, care să nu vrea să apară în presă și care atunci când punem câte un story îmi spune nu te supăra, filmează-te singur că tu ești vedeta familiei, eu n-am treabă cu asta. Fix asta voiam să te întreb, cum vă împăcați cu faptul că ea e discretă și tu ești la foarte extrovertit, așa ești acasă, gen tu ești omul pus pe Caterinca și da, pe glume, da, și da, da. Serioasă? Da, 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 da. Și copiii trag mai mult la cine e serioasă? Trag la mamă întotdeauna. Cum, mă? Da, copilul e cu mama, uite și acum, e agitată pe acolo, se distrează cu mama, nu cu... Tata e ăla, devine, face... Dar tot mama știe să le aranjeze în ordine. Pentru că una e șefa în casă. Asta urma să te întreb. Cine ia deciziile? Cine pune toate lucrurile cap la cap? Este doamna. Bă, dar crezi că așa e toate casele, mă, că eu încă mă mint, că eu pot... Un picior, un prag, bursucule. Bă, tu doar o să fii pragul. Da, nu? Deci nu există asta, ne mințim aiurea. Am înțeles. Da. Dar e mai bine așa. De ce? Pentru că ele știu exact cum să te așeze pe tine în viață. Tu lasă-te, lasă-te. Ok. Pare așa că tu ești macho și așa, dar lasă, lasă. Băi, femeia, știi cum e vorba aia, femeia, tu ești capul, dar ea e gâtul. Ea e gâtul. Și ce am putea să facem fără cap, ne-ar ploua în gât? Dacă e... Da, dar nici măcar, dar fără gât nu poți face așa. Și atunci... Auzi, dar zi-mi și mie, cum e distracția asta în cuplu? Adică poți să te distrezi în cuplu, în familie? Că da. Anul trecut nu erai cu doamna. Ba da, nebunule. Hai mă, că erai cu Diana, erai cu... Nu, Diana era cu al meu cumnat. Și mai e? Așa, bun, am înțeles. Știi piesa lui Ristei? Da. Las-o, las-o să zboare. Și-a lăsat-o. Asta e, se întâmplă. Tineri, tineri, tatu, normal, tineri. Normal, normal. Mai că pe vremea mea o luai, o duceai în parc, o duceai la cinematograf, mână. O duceai la cofetărie. La unde ai dansant? Acum nu. Da. Ai luat-o, tiu, direct, acasă, tiu, semințe, meci, înțelegi? Fotbal. Alte vremuri. Și totul se consumă mai repede. Și dar e rău, asta bine. E rău. Nu e de rău. Lasă, băi, nu mai judeca tineretul. Și de ce? Mă, tu când erai tânăr, ascultai BG Mafia, nenorocit mic ce ești. Da. Da, păi când venea Uzi și zicea că ți-a pe fractul, pe maică ta la plimbare, da. Tu chiar credeai. Păi pe tine te sperie și Elias care zice vreau să mi-au Panamera, hârț, mârț, păi, mârț. Păi, chiar și-a luat Panamera, eu a rămas tot la... Da, asta e. Da, nu e, e altă generație. Da, am înțeles. Ca artiști așa, cine îți place ție mult de la nevărții? Sau ai venit nu doar da. Să te distrezi? Vreau să mă distrez, să mă simt bine. Da. Dar neapărat vreau să-l văd și-o pe J Balvin. Ce are el în plus față de ei noștri? Că via de tot duminica are și Smiley. Așa. Și nu vreau. Și facem o comparație cum ar veni. Nu, eu nu vreau să spun, dar eu zic că Smiley îl bate la fundă. Zic eu, zic eu. Cum te întreabă Smiley, de unde vii la ora asta? Așa o să-l, așa o să-l întrebe pe el. Exact. Nu te supăra. Și o să-l ia și la ureche. Tu de ce te-ai urcat la ora asta? Că... E pe teritoriul lui. Da, o să vedem. Hai să vedem. Eu zic că Smiley mai bun, da? Vedem. În toamnă revenim cu rata norocului? Da. Bine, al câtelea sezon? Mult. Fie, multe, da, multe. Am înțeles. Un om norocos că te-am mai întrebat, mi-ai zis că tu ești un om norocos. Pare că-ți merg toate din plin. Ești îmbrăcat. Mulțumesc. Frumos. Da. Ești la cam murdar puțin în nisipul ăsta, dar am văzut. Așa e, mă, când ai copil. Și am slăbit și 12,5 kg. Îți mulțumesc. După operație, nu? Nu m-am operat. Mi-am pus doar un balon gastric, da. Și cum e? Nu-ți vine să vomiți, că mănânci mai nimic, mult? Nu, nimic, mi-e foarte bine. Nu mai mănânc. N-a fost niciun efect advers? Niciun efect advers. M-am simțit excepțional. Și atunci după intervenție? Excepțional. Am plecat cu mașina și m-am dus la ziua unui prieten. Am înțeles. Și da, de la ce te abții? Că mă gândesc că te și abții. Nu mă țin de la nimic. Hai mă, mai bași tu cola? Mai bași cola? Există un plan nutrițional pe care îl ai. Așa? Prima săptămână doar lichide, după ușor pasat, blenduit, după a treia săptămână spisesc cu furculița, din a patra săptămână ești normal.
Deci cum ar veni diversificarea, mănânci... o e ca la nou născut. Exact, doar da. Că mănânci cantități mai mici. Am înțeles, și soția acum când te vede așa, bursucăle. Mi-a zis, bă, te rog eu să n-ajungi ca Alex Velea, că nu știu ce o să ne certăm, dar... Da, tu ai aruncat toate hainele alea că sacoul am, larg. Am început să, da, am trecut deja de la... Cât aveam un număr mai și mă apropii de al doilea număr mai jos. Bă, băiatule, unde o să ajungi? Când o să mă întorc? O să fiu mai ceva ca Victor Slav. Eu am vrut să zic, pregătiți-vă. Dar să vede de aici pe tine. Bă, ce bicep și ce antebraț.